Mii de turiști au luat cu asalt stațiunile de pe Valea Prahovei, iar circulația pe drumul național 1 s-a făcut cu mare dificultate în zona stațiunilor montane, unde traficul s-a desfășurat bară la bară, coloanele de mașini dispunându-se pe mai mult de 10 km. După ce au fost greu încercați de proba așteptatului în coloană timp de câteva ore, turiștii ajunși în stațiuni au profitat de vremea frumoasă și au plecat în drumeții pe munte sau au vizitat obiectivele istorice din zonă. Românii vin la munte în număr mare, împreună cu turiști străini din Europa. Gradul de ocupare este în jur de 90%. Până la proba extremă a întoarcerii acasă pe șoselele aglomerate ale țării, unde DN1 deține supremația, sunt 5 zile de mini-vacanță la munte, iar salvamontiștii îi avertizează pe turiști să nu se aventureze pe traseele inaccesibile și periculoase. Vremea este frumoasă și călduroasă, dar muntele nu iartă nicio greșeală.